Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, etalare pentru luna mai, chiar dacă e cu întârziere, nu e nicio problemă, mesajele sunt pentru cine vrea să le asculte și cine vrea să mediteze la tot ce se spune într-o etalare, că rezonează mai mult, mai puțin. Bănuiesc că într-o jumătate de oră, o oră puteți să învățați anumite lucruri pentru, eu știu, cei care sunt deschiși să învețe. Dar, hai să vorbim despre fecioare în această perioadă. Am decalat un pic ordinea zodiilor pentru că se întrepătrund și nu prea îmi place când energia de la o zodie se transmite la următoarea. De-aia am preferat să mai sar și să revin. Deci nu v-am uitat oricum, să știți. Mesaje, nu mesaje, ci energia generală în această perioadă. Pentru unii dintre voi, 3 de apă și percepție. 21. Interesant că 21 mă duce cu gândul la lume, da? Ar trebui să. Probabil vă gândiți la ce se întâmplă în lume unii dintre voi și această percepție sumbră față de situație. Asta e, așa simt să vă transmit mesajul ăsta, îl transmit. Ceea ce simțiți că se petrece în lume vă poate afecta starea de bucurie, de optimism, eventual cea care ar fi normală să o aveți într-o zi, în comunicare, în relațiile cu prietenii, cu cei dragi. De-aia vi se zice, protejați-i pe cei pe care îi iubiți, protejați-i. Protejați-i și atunci, pentru că vă doriți să-i protejați de tot ceea ce auziți în jur, e, mai mult e o spadă în jos, stați și ascultați. Da? Însă, aveți mare grijă că percepția este una, este diferită de înțelegere, e o percepție. Și eu vă zic cu drag. Ce se spune în sursele oficiale nu este niciodată adevărată. Deci încercați, în afara acestei percepții sumbre care este proiectată pe noi, prin mass media, să vă conectați și la intuiție. Eventual, ceea ce percepeți din lume, pentru că e o carte foarte neagră și știm că ce se măsluiește acum la nivel planetar, da? Ceea ce vi se proiectează că ar fi în lume, încercați să simțiți prin intuiție și simțurile voastre mai profunde. Adică dați masca jos, aici vreau să ajung, dați masca jos. Și este masca cu care vedeți lumea, pentru că această mască este creată de mass media și de tot ce se întâmplă în jurul nostru. De niște sisteme, de niște rețele și în această. Nu știu de ce spun asta la Zodia Fecioare, probabil că cineva trebuie să audă. În această luptă spirituală în care suntem, în care este acest pământ, trebuie să rămânem optimiști, trebuie să ne conectăm, ia uite, aici este Fecioara, la, ce frumos, sinele, la sinele nostru, da, de ce avea legătură, da? La sinele nostru, la lumina noastră interioară, la Sfânta Treime, sunt trei porumbei, să ne vindecăm interiorul că de fapt ce se întâmplă, se întâmplă și din cauza că oamenii sunt nevindecați de vieți, de vieți, de vieți. Și acum am ajuns în această epocă, în această eră în care avem acces la informații, trebuie să selectăm, e o sabie cu două tăișuri, cu mare grijă ce auzim, ce înțelegem, cum înțelegem, ce proiectăm, da? Ca să putem să ne păstrăm optimismul, bucuria, trei de cupe, eventual să putem manifesta întâlnirea cu sufletul pereche, da? Că de fapt trei de cupe asta înseamnă, printre multe altele. Și în acest context am zis, dacă vi se pare lumea sumbră, aveți tendința, și nu doar tendința, și îngerii spun să vă protejați casa, să vă protejați oamenii dragi, în mod special e o atitudine paternă, maternă, părintească. Da? Dacă aveți copii, e mai mult imaginea unui părinte cu un copil, da? Lăsați această. Încercați să creați o altfel de lume, apropo de lume, dar se pare că are totuși legătură pentru unii, dar încercați să creați o altfel de lume sau să proiectați copilului vostru și celor din familie amintirea unui alt pământ în care vremea era mai frumoasă sau vremurile erau mai frumoase sau proiectați un viitor pământ, da? Pentru acești copii, pentru această familie care are nevoie să spere în continuare, da? Chiar dacă poate uneori voi sunteți afectați
la nivel mental, emoțional, de ce se întâmplă, dar repet, este doar o percepție. Nu înseamnă că este adevărul, este o percepție. Și ce se întâmplă în lume, îi se întâmplă în lume, dar nu uitați că este un război spiritual care se manifestă, o să vorbesc despre asta, care se întâmplă de mult timp și în acest război spiritual, luptătorii luminii, războinicii luminii, trebuie să rămână în lumină, da? Nu în întuneric și să se lupte pentru așa ceva. Și atunci, ne conectăm la sinele nostru, la sufletul nostru, la, eu știu ce aveți voi, mai luminos, la Sfânta Treime, încercați să vă înțelegeți misiunea dragonului, nodul nord și nodul sud al dragonului, să vă conectați la inima voastră, să vă vindecați, să ne vindecăm, hai să mă includ și eu, pentru că este, uite, interesant, 2 și 3, Fecioara și Feciorul. Este o călătorie de început, o călătorie predestinată, destinul. Da, e o călătorie predestinată în care suntem la început. Poate să fie o călătorie colectivă sau o călătorie personală. Da? Este Fecioara. 2. Fecioara cu acest număr 2 mi-aduce aminte de Arcana Majoră Marea Preoteasă. Conectați-vă, am zis la intuiție și n-am zis greșit. Da? Sunt și eu inspirată. Și uitați ce diferită este. Da? Dacă e... Asta este energia care este proiectată pe noi, voi rămâneți în lumină și voi, ia uitați, dacă aici sunt măști, aici nu sunt măști. Aici este puritate, este o suavitate specială, da? O delicatețe, coroana, chakra a șaptea, prin care ne conectăm la spiritualitate, ia uite cum este înflorită, asta este. Da? Și uite așa devenim fertili, înțelepți și putem să mergem pe această nouă cărare sau veche sau cum o fi, da? Acum și în orice moment. Am mare grijă la felul în care percepem, da? Distingem. Pentru că Marea Preoteasă e conectată la această energie divină și știe să discearnă. Marea Preoteasă are un stâlp negru și a să discearnă întunericul de lumină. Da? Dacă vă este afectată, v-am zis, cheful de viață, bucuria cu prietenii, trei de cupe asta înseamnă. Întâlnirea cu sufletul pereche, din cauza ce se întâmplă în lume, încercați să vă detașați de această energie, să dați masca jos, să rupeți aceste aripi sau să luați spada și să comunicați sau să investigați, să aflați adevărul. Că spada în jos, pe lângă ascultare, înseamnă și un adevăr nespus. În continuare, da, e interesant cum vin mesajele la unele zodii. Am zis, protejați-vă copiii, da? Eventual de acest întuneric, de aceste măști și ajutați-i să înțeleagă că acest pământ merită să fie văzut cu alți ochi și merită să fie manifestat în viitor și în prezent, nu doar în viitor, într-o altă formă, da? Colorată, pozitivă, curată, ecologică. La capătul setului de cărți, priviți la puterea voastră interioară. Sunteți mai puternici decât realizați. Mai ales pentru acele fecioare care sunt mai timide, mai sensibile și nu au acel leu interior, că sunt fecioare cu un leu în sinea lor care îi face foarte determinați. Sunteți puternici. Iar este o imagine a unui pământ și iar este imaginea unei case. Felul în care vă trăiți viața în casă este o proiecție, de fapt, a felului în care vă vedeți pământul și invers, da? Mare grijă. Încercați eventual să ieșiți din această cutie, din acest glob și să manifestați la altă scară, mai înaltă, mai spirituală eventual, da? Și eventual să vă atrageți sufletul geamăn, pentru că e 11, da? Și unii chiar își așteaptă flacăra pereche, sufletul geamăn. Considerați fundația pusă, iar e o chestiune care ține de casă. Meditați la această noțiune, casă și casa spirituală, casa fizică și casa spirituală, planeta și locul în care trăiești, că aici este un alt univers, o altă planetă și noi în sine, ca și oameni, suntem un alt univers, da? Iubește ceea ce ești, a mai fost la o zodie, interesant, numărul 8, 8 înseamnă transformare și... I love you, te iubesc. Cu fie având legătură cu vreo declarație pe care o faceți sau pe care o primiți, rămâne de văzut. Important este să vă iubiți voi,
Da? Să treceți de aceste percepții negre, sumbre, și să lăsați evenimentele care se tot spun la radio și la televizor, da? Și să vă concentrați pe dragoste față de voi, vindecare, creștere spirituală, asta este ce aveți de făcut, protecția celor dragi, nu doar prin spirit, da? Și dezinfectante, nu doar așa, nu, nici masca nu e chiar grozav de purtat pe căldura asta. Nu. Plimbați-vă în aer liber, manifestați o grădină undeva. Acum, așa, în timp ce am amestecat clarificatorii, a vrut să se arate, ia uite, roata norocului, schimbare de energie, o întâlnire de destin, o schimbare de ceva, da? Aici e o roată destul de sumbră, dar ce este frumos este că este un simbol spiritual, niște aripi. Dacă a fost greu, dacă ați avut impresia, percepția, poate chiar, și nu doar impresia, poate chiar că a fost greu, la un moment dat, nu uitați că și felul în care gândim despre o situație ne ține mai mult în acea situație, înțelegeți? Încercați să fiți optimiști, să vedeți lucrurile, cum am zis mai devreme, și o să vedeți că se schimbă energia, se mișcă lucrurile. Eventual veți întâlni cavalerul de monede, cred că sunteți voi. Veți întâlni pe cineva sau veți simți că lucrurile se accelerează într-o nouă direcție. Sper în această direcție frumoasă, da? Că aici este o cărare. O cărare care duce către senin. Eventual mergeți mai mult prin natură. Ia uite, 8. Proiecții mentale, da? Programări mentale. Regele de cupe. Cum puteți? Aveți impresia că nu puteți să vă întâlniți cu marea dragoste unii dintre voi, regele de cupe și cavalerul de bâte, da? Este un secret în ce sens? Este un mister, nu un secret. Este un mister pentru unii. Cum poți să manifesti iar 3 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche, când ai în spate tradiții, cupe goale, dezamăgiri? Sunt multe. Ideea este că trebuie să alegeți 2 de spade. Trebuie să alegeți ce vreți să manifestați. Această atitudine negativă, 3 de spade, 4, da? 4 de monede, 8 de cupe, neîmpliniri, 4 de monede, mi-aduce aminte de sistemul în care trăim, foarte rigid, da? Sau 3 de cupe, sau manifestăm 3 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche, creștere spirituală, chef de viață, dragoste față de noi și de aproapele. Bine, ori fi și personaje, voi știți. O să mai vedem. N-aș vrea să intru totuși în etalarea personală sau nu personală. Am vrut să fac o altfel de prezentare pentru aceste cărți de început. Hai să vedem. Ia uite, 2 de monede. Iar trebuie să alegeți. Ce alegeți? Oricum. Din 2 cupe se poate. Cu 2 cupe, nu cu 2 cupe, 2 monede. Se poate trăi în echilibru dacă știți să acordați timp și pentru una și pentru cealaltă. Dar asta este. Iar un duplex, suflet pereche sau grijă pentru anumite lucruri, pentru... Da. Justiția, împărăteasa. Există un personaj frumos, dar care v-a adus niște dezamăgiri, într-adevăr. Probabil această justiție poate să fie o separare. Rămâne de văzut, voi știți de cine v-ați separat. Însă acest ciclu de percepții, pentru că, uite, spadele de fapt nu intră în om, sunt deasupra. Toate sunt lecții spirituale, da? Toate aceste percepții trebuie încheiate și trebuie să fiți atenți ce alegeți de acum încolo. Trebuie să alegeți ceva. Fecioară. Soare, luna Venus, ascendent, nodul nord în Fecioară, luna mai 2021.
Ia să vedem, central. 6 de monede, aveți nevoie de echilibru, eventual echilibru financiar, normal că sunteți fecioare. La asta vă gândiți adesea. Poate aveți nevoie de o susținere financiară, 8 de cupe, vreți să vă detașați de cineva emoțional. Aici este provocarea, cum vă echilibrați, pentru că e pe inimă, cum vă echilibrați chakra inimii. Cum vă echilibrați? Pentru că aici e... Unde văzusem eu? Cum vă echilibrați chakra inimii? Chiar dacă ați fost dezamăgiți în trecut, chiar dacă trebuie să vă eliberați de ceva ce nu v-a împlinit, să știți că această eliberare vă duce către satisfacție, către nouă, către înțelepciune. Și înțelepciunea spune să oferiți, să și primiți, da? Nu mai mult, nu mai puțin, sau chiar dacă e mai mult acum, poate să fie mai puțin data viitoare, adică oferiți voi mai mult și oferă ei mai puțin, data viitoare oferă ei mai mult și voi mai puțin. Trebuie să fiți în echilibru. Aveți nevoie de echilibru și stabilitate emoțională, dar pentru asta trebuie să vă eliberați de alte neîmpliniri. Am zis, trebuie să mergeți către dragoste față de voi. Și vindecare. Da? Să renunțați la aceste percepții. Ce frumos, 6 de cupe în trecutul îndepărtat. O întâlnire cu un suflet pereche. Un suflet drag. Poate un prieten din copilărie, din tinerețe. Sau dacă nu, un personaj care ați simțit că vine dintr-o altă lume în care ați mai fost împreună. Emoții profunde, telepatie, sentimente de încredere. 8 de băte. În ultima vreme, probabil că vă doriți să călătoriți sau, da, aveți nevoie de călătorie și până călătoriți, că toți niște probleme, da, prin lume, până călătoriți, poate că stați pe internet, pe telefon, pe Facebook și comunicați. Comunicați. Vedem ce legătură are. O să clarific. 7 de monede în viitor. Așteptare. Precauție financiară. În prezent aveți 10 de bâte. În prezent ceva vă consumă. Poate este cineva în zodia leului care vă consumă. Poate este cineva care vă pune responsabilități. Poate ei sunt consumați. Eu știu. Voi știți în ce situație sunteți ca să nu săriți. Vai, că nu eu, că ăla... Vedeți și voi unde sunteți, da? E o situație care vă consumă și în primul și în primul rând sunt responsabilități. Sunt responsabilități. Și din cauza acestor responsabilități se întârzie ceva, se așteaptă fructificarea unor, probabil, comunicări, a unei călătorii. Vedem. Până acum e cum si, cum să. Hai să vedem. Sfatul este regina de monede. Vedeți-vă valoarea, mai ales cei care nu vedeți. Pentru că sunt fecioare care nu-și văd valoarea. Sunt. Cine își vede foarte bine, rămâneți cu valoarea voastră. Mențineți-o. Eventual ridicați-o, da? Așa cum crește și euro, crește și aurul. Ca și valoare, ridicați-vă valoarea. O să clarific. Poate e alt semn de pământ pentru unii, capricorn sau taur, posibil. Vedem. Da, interesant, am vorbit de lume, da. E o influență exterioară care vine de la distanță. Aveți și lumea și aveți și 8 de băte. E cineva la distanță. Și lumea nu înseamnă musai peste hotare, poate să fie în alt oraș. E o influență la distanță. Poate este, da. Vedem la clarificare ce ar putea să însemne. Da, vedem. N-are rost să spun acum. 7 de cupe. De ce vă este teamă de iluzii? De iluzii. Și e bine să fiți un pic precauți, pentru că acum este Neptun în pești, în opoziție cu soarele vostru sau ce planetă aveți, da? Aveți grijă să nu vă iluzionați, să nu intrați în confuzie, să nu visați mai mult decât e cazul.
că trebuie, sunteți conștienți, fiind fecioare, pământene, că aveți nevoie de acțiune. Ce vă doriți? Ia uite, să vină cineva de la drum. Da, clar. Să vină cineva de la drum. Și atunci 8 de cupe înseamnă această venire. Cineva a plecat și a aștepta să vină, ca să se echilibreze ceva în sufletul vostru. Da. Eventual, vă doriți să sperați în cazul în care sunteți în această, unii dintre voi în această percepție negativă despre ceva, despre cineva. Vă doriți să vedeți lucrurile cu alți ochi, adică să vedeți oportunitățile, să vedeți semnele în zare, să simțiți alierea vântului. Stați un pic pe malul apei și respirați adânc acolo. Dați-vă și masca jos, că poate nu vă vedea chiar așa. Cine ne urmărește? Simțiți alierea vântului, simțiți mirosul mării, al valurilor. Intuiți că mai este loc de speranță. Vă doriți să sperați, vă doriți să lăsați eventual o relație în urmă și să începeți ceva nou, apropo de această fecioară pe o cărare. Vă doriți să faceți o călătorie voi sau ei, ori îi așteptați pe ei la drum, ori voi să faceți o călătorie. Clar, clar, pentru că sunteți separați de o distanță. Ce reușiți să faceți, Regina de Bâte? Ia să vedem, Regina de Bâte. Și împăratul, este cineva care vă controlează. Uf! Ai exact acest personaj, nu vreau să-ți dau zodica, să nu vină X și Y. Este percepția, dragii mei, este percepția voastră sau percepția lor. Da? Este percepția cuiva. Și, repet, percepția nu înseamnă adevăr. Percepția, de-aia vă este teamă de iluzii. Percepția este o mască, o iluzie, o impresie. Da? De-aia s-a pus mască. Pentru cine o fi, o fi. Deci în prezent există. Este un personaj care încearcă să domine. Are dorință de control mare. De-aia în prezent, la voi, în prezent și în viitorul apropiat, apare acest 10 de bâte. Că este la locul de muncă, că este în familie. Pentru mine poate să fie o căsătorie epuizantă pentru unul dintre voi. O știți pentru cine. Dacă nu este căsătorie, poate să fie un contract. Poate să fie o prietenie de lungă durată. Orice, ceva care a avut suficient timp cât să vă apese. Vă doare mijlocul. Vă doare mijlocul și nu mai vedeți. De-aia totuși vă doriți să vă eliberați ca să vă ridicați un pic spatele, să priviți în sus, înspre cer, înspre Dumnezeu eventual, să vă regăsiți credința și speranța. Eu așa simt că este cineva care încearcă să domine. Împăratul și diavolul, sorry, cine poate să nu vadă clar. Regina de Bâte poate să fie foarte dominatoare, da? Asta e. Pentru cine o fi? C-o fi Capricorn, c-o fi Berbec, c-o fi Leu Săgetător. Și Taur poate fi, da? Nu știu, este o energie copleșitoare. Copleșitoare cel puțin pentru voi. Și totuși e o dragoste după care plângeți. E o dragoste după care plângeți unii dintre voi. În fine, asta ține mai de viitor. Hai să vedem acum în prezent ce se întâmplă luna aceasta. În prezent, în continuare, aveți regele de spade. O persoană mai sobră, mai rece. Față de care au fost, sau, în fine, s-au apărut niște blocaje, o atitudine defensivă. Unii, într-adevăr, mi-aduc aminte că ați avut a face cu un semn de aer. Probabil e acel semn de aer. Dar trecând peste semne, că nu vreau să citesc doar semne, este o tăcere. Regele de aer tace. Tace și gândește, analizează. Frumos ar fi să fiți voi analizând
Dar gândind și intuind, nu lăsându-vă impresionați și influențați de, repet, ceea ce se proiectează. Una este percepția și alta este analiza și intuiția. Mare grijă, hai să și clarific, pentru că e destul de ciudată etalarea. Dar este clar că așteptați pe cineva la drum. Clar. Poate așteptarea în sine vă consumă. Poate există o pasiune pentru copt, este energie foarte intensă, ca și atracție, ca și comunicare, ca și intensitate. Nu, am greșit acum ce am zis, am zis că e energie intensă. În fine, ca și creativitate. Da, probabil că există niște blocaje, cineva trebuie să se elibereze de un trecut până se echilibrează situația și până se echilibrează situația și până se face o eliberare din partea cuiva, această pasiune nu se poate manifesta și consumă. Există și varianta asta, vedeți unde sunteți. Asta pentru că văd totuși trei cărți extrem de aprinse, de fierbinți. Poate să fie o pasiune teribilă. Dar, totodată, o să vedem la clarificări, poate să fie și dorința cuiva de a vă domina, o energie toxică. Da? Aici nu prea e dragoste, aici este atracție intensă. Da? Nu este dragoste, e o mare diferență între dragoste și atracție. Hai să vedem, să clarificăm, poate ne mai luminează un pic clarificatorii. Oricum, voi păstrați-vă echilibru, valoarea, eleganța, curățenia, da? Nu uitați că sunteți mai puternici. Dacă aveți a face cu o energie care încearcă să vă domine, nu uitați că sunteți mai puternici. Iubiți, dați în urmă, apare 8-ul, transformarea, da? Casa 8-a scorpionului. Iubiți ceea ce sunteți, da? Nu vă lăsați influențați, nu știu pentru cine o fi, dar... Repet, este posibil să fie ori o atracție extrem de intensă, la distanță, care nu se poate manifesta și consumă, ori există în prezent o relație, un contract, o căsnicie care e foarte toxică. Foarte toxică. Hai să vedem. Clarificăm 6 de monede. Poziția inimii. Pentru fecioară. Ah, 6. Iar 6. 6 de spade. 6 de spade este, iau-te, regele de monede, puteți să fiți voi. Sau alt semn de pământ. 6 de spade, dorința de a lăsa în urmă apele negre, eventual energia toxică și de a merge către soare. Da? De a merge. Către soare, că asta face. Merge către soare. Și 8 de bute. Dar sub o altă formă, nu mentală, ci energetică. Eventual, prin luna a șasea, vă regăsiți călătoriți. Iar este vorba de o călătorie. Călătoriți și vă găsiți echilibrul la acea călătorie. Posibil și asta. Aveți multe cărți, inclusiv 8 de cupe arată călătorie. Ia mai dăm o carte pentru 6 de spade centrale. Posibil că am văzut semnul de aer, poate semnul de aer pentru unii încearcă să echilibreze, vrea să vină și să echilibreze ceva între voi doi. Dacă vreți, o, zice vrea posibilitatea. O, moartea. Este o situație care s-a întrerupt probabil și cineva încearcă să echilibreze. Da, vrea să vină. Cineva vrea să vină. Doli, dacă o fi domnul tău, probabil despre el vorbesc, nu știu. Dar mai sunt și alți feciori și alte fecioare pe aici. Însă. Semn de aer, semn de pământ, scorpion. Detașați-vă mental, echilibrați-vă practic prin ceea ce faceți. Să vorbesc un pic și altfel, monedele nu înseamnă doar bani. Echilibrați-vă prin tot ceea ce faceți. Prin tot ceea ce cultivați în grădina voastră.
Și uite așa vă transformați emoțional. Uite așa puteți să renașteți, pentru că e moarte și renaștere. Și iar s-a oprit aici, parcă, nu? Ia uite. Regele și regina de monede. Un cuplu divin. Interesant, și apare și 9 de monede. Ia uite și un turn. Șapte, iar așteptarea. Mamă, dar numai monede. 8 de monede. Cineva a vrut să muncească într-o direcție. Iar a sperat că muncind, așteptând, se poate feri de o... Poate construi un turn crăpat, o construcție crăpată. Dar cred că munca aceasta și așteptarea asta mai rău a accentuat crăpăturile. Turnul se va produce. Dacă nu s-a produs, se va produce. Și va separa. Așa simt. Este un cuplu și o persoană independentă. Un cuplu și o persoană independentă. Și atunci această renaștere după o separare. Ceva se întâmplă, s-a întâmplat, voi știți mai bine. Asta ca să nu mai dau zodii, pentru că nu vreau să vă fixați pe zodii. Clarificăm, te rog frumos, 8 de cupe. 8 de cupe în poziția provocărilor. Provocarea, în primul și în primul rând, este eliberarea emoțională. Faceți, domnilor și doamnelor, eliberări emoționale, cum v-am învățat. Și faceți în fiecare zi. Și faceți o săptămână înainte de lună plină, o săptămână după, nu știu, cât mai des. Pentru că eliberarea nu vine după o singură după un singur ritual de eliberare. Nu. Clarificăm 8 de cupe. Da, știu, poate să fie și cineva care vrea să vină înapoi în viața voastră, vrea să se întoarcă. Dar puteți să fiți voi sătui de cupe goale, doritor să mergeți înspre lumină. 8 de cupe. 5 de monede. Da, probleme în cuplu. Probleme financiare. Vreți să lăsați în urmă. Vreți să transformați așa ceva. Iar 7 de cupe, confuziile astea. Opțiuni. Dar mai degrabă confuzii. Mai dăm o carte. Cine e aici? Marele preot. Marele preot. Marele preot, în general, reprezintă zodia, că e luna mai, zodia Taurului, dar nu obligatoriu, evident. Este cineva căsătorit sau care a fost căsătorit, da? Și în căsătorie a avut probleme în cuplu, da? Sau probleme financiare. Și acest personaj, că sunteți voi, că sunt ei, acest personaj căsătorit și cu probleme în cuplu vrea să se elibereze, da? Să meargă către nou, către creștere spirituală sau satisfacții personale. Aici este provocarea. Că sunteți voi, că e altcineva, din trecut, din viitor, din prezent. Vedeți. Ok. 6 de cupe. Clarificăm acești 6 de cupe. Un personaj din trecut, din copilărie, din tinerețe, sau dacă nu e niciuna, nici alta, ia uite, asul de cupe. Da, ce frumos! Da, asul de cupe. Trecut variază. Poate să fie și 6 luni, și un an, și 3, și 10, da? E un personaj față de care a simțit dragoste. Și atunci, și acum, de fiecare dată când ne întâlniți, simțiți dragostea. Câte sunt 5? 5 pute. Ca să o luați de la zero cu acest personaj, trebuie să vă luptați foarte mult. Sau invers, ei ca să o ia de la zero, adică eventual să încheie o căsnicie sau o relație, trebuie să se lupte foarte mult. Aici este. Pentru această dragoste trebuie să vă luptați foarte mult. Poate fi considerată și o nebunie de tinerețe, dar eu cred că în acest context da, variază. Dacă e nebunie de tinerețe sau e dragoste de dragoste. Clarificăm 8 de bute. Vă citesc cărțile, voi vedeți cum se potrivesc în viața voastră. 8 de bute. 8 de bute.
Opa, opa, nu aluneca. 6 de monede. Ia uite, 6 de monede. Interesant că 6 de monede a apărut în sufletul vostru. Poate să fie un alt semn de pământ care vă echilibrează sau un personaj care vă dă stabilitate, da? Cu care comunicați. Care vă transformă într-un fel, vă energizează, vă dă speranțe. Că e distanța lungă, e apropiată, iar variază. Oricum, acest 8 vă transformă, repet. Și interesant că a apărut și aici 8. Poate există planete în Scorpion în partea uneia sau celălalt, da? Sau Pluto acela are un aspect între Pluto. Clarificăm 10 de bâte. 10 de bâte. O, soarele. Totuși, sunt două interpretări. Personajul de aici, care vă consumă și cu dorință de control. Nu spun eu, spun cărțile, da? Cu o dorință de control, poate să aibă marcaj, zic, marcaj în semnul leului, da? Sau un alt semn de foc, în mod special, în semnul leului. Pentru cine o fi, o fi. Asta este energia, asta o citesc, n-am cum să nu o citesc, chiar dacă deranjează. Pe de altă parte, mai e o altă interpretare. În momentul în care renunțați la aceste, că 5, 10 înseamnă și renunțare, la încheiere de ciclu, da? 10 înseamnă încheiere de ciclu. Am văzut 10 de spade, vreți să vă eliberați de durere, 10 de bâte, vreți să vă eliberați această energie apăsătoare care vă consumă energia și vă îndoaie, vă îngenunchează. Da? În momentul în care vă eliberați de aceste bâte, măcar de câteva, dar bine ar fi de cele 9 ca să luați una, da? Să începeți ceva de la început. În momentul în care faceți acest lucru, apare soarele, apare trezirea, asta, apare sănătatea. În primul rând vă însănătoșiți, vedeți lucrurile cu alți ochi, da? Apropo de întuneric și de lumină, de ce am zis mai devreme. Ia uite. Posibil. Sunteți între un suflet pereche și un alt suflet, pereche sau karmic. Aici sunteți voi cavalerul de monede. Mai dăm o carte. Ce acest soare? Soarele înseamnă trezire, în primul rând. Regina de bâte. Regina de bâte. Și valetul de spade. Și luna. Și regele de spade. Cineva care studiază, analizează. Deci, repet, soarele, dacă renunțați la aceste bâte și rămâneți cu una, începe să vă însănătoșiți, să aveți încredere în voi, da? Și rămâne și prima variantă, pentru că această carte confirmă, da? Un semn de foc să aibă o energie foarte intensă, dar pentru mine, mie personal nu-mi place foarte mult cartea asta pentru că îngenunchează. Poate că ei se simt așa, poate că voi vă simțiți așa, variază, voi știți. Dar este o energie care e prea intensă, se vede aici, vă arăt ca să vedeți. Voi aveți nevoie de echilibru, nu de intensitate. Da, aici este o intensitate, dar suficientă cât să vă echilibreze.
E o diferență. Clarificăm, te rog frumos, regina de băte. Ia să mai punem din cărțile astea la loc. Clarificăm regina de băte. Regina a fost clarificată de valetul de băte. Da. Lucrași ceva, studiași ceva. Poate să fie o altă persoană, semn de pământ. Da? Capricorn sau Taur. Eventual, am zis, studiați cum să vă regăsiți valoarea, studiați cum să vă păstrați echilibru și stabilitatea. Studiați. Ia uite, iar această luptă, iar văd soare. Vă place, nu vă place zodia leului? Iar văd ciclul acesta dureros. Ce faceți? Ce alegeți? Mai stați în acest ciclu dureros cât e? 10 de cupe sunteți între durere și bucurie. Cineva vă produce multă durere și cineva vă aduce multă bucurie. Aș zice că lupta aceasta este poate mai mult în voi. Poate mai mult în voi decât în ei. Deși eu cred că unii dintre voi vă și luptați cu cineva. Clarificăm, te rog frumos, lumea. Exterior, influență exterioară, lumea. Pentru fecioare, vă rog. 3 de cupe. 3 de cupe. Poate că încercați, unii dintre voi, dacă ați fost într-un triunghi amoros, poate încercați să puneți capăt acestui triunghi amoros. Posibil. Și consumă această decizie, nu este ușoară. Această decizie nu este ușoară. Acum, mai este și sufletul vostru pereche, care este la distanță, repet. Sufletul vostru pereche, cu care doriți să vă întâlniți, să vă uniți și să comunicați, că trei ține de comunicare și văd nevoia de comunicare și la 8 și la 3, da? Este la distanță. Și aici sunt problemele care sunt în lume și interesant că aveți 3 de cupe. E o percepție sau e situația care e la nivel planetar. 3 de cupe și aici. Bucuria cu cineva drag. Aceasta a treia cupă, relația dintre voi. Prietenie poate să fie, neapărat amor. Poate să fie o prietenie care alină. Da? Și e la distanță. Mai dăm o carte totuși. Și acest 3 de cupe, te rog frumos, clarificăm. 3 de cupe. Ia uite, cavalerul de cupe. Iar o energie foarte sensibilă, benefică. Și eu de o separare, turnul. E turnul. Poate v-a fost impusă separarea de cineva? Vedeți. E o separare. Am vorbit de separare și mai devreme. Și atunci turnul în această poziție și lumea aici certifică faptul că ori ați fost forțați să luați o decizie, ori s-a întâmplat ceva între voi și un personaj drag, dar la distanță. Pentru că 3 de cupe și cavalerul de cupe reprezintă o energie benefică, dragă. Mi-a dat carte, foarte ciudat. Nu prea-mi place. Ia uite, nebună. Și totuși se dorește, ia uite, se dorește comunicare, se dorește să o luați de la zero. Aici este. Se dorește să o luați de la zero. Dacă a fost o separare, dacă vi s-a impus de către cineva, de tradiții, că am văzut aici, se dorește. Poate să fie o separare de ani de zile și să fie o întoarcere după niște ani de zile. Vedeți? Vedeți unde sunteți, dragii mei. Sunt niște conflicte aici. Au fost lacrimi și au fost argumente cu cineva. Cineva s-a pus în calea acestei povești. Te rog, clarificăm 7 de cupe. În poziția fricilor, 7 de cupe. Poziția fricilor, 7 de cupe. Marea preoteasă.
Wow. Aici este. Uneori nu vreți să vă ascultați intuiția, pentru că intuiția vă spune că aveți opțiuni. Dacă cineva încearcă să vă dărâme, să vă subjuge, aveți opțiuni pe de-o parte. Asta vă zice intuiția. Pe de altă parte, e un mister. Cu 7 de cupe și Marea Preoteasă este un mister de care vă este teamă. Aici este percepția asta. Cum treceți voi de acest văl? Repet, această percepție poate să fie proiecția cuiva despre o persoană dragă, proiecția cuiva peste voi, proiecția societății, e o percepție. Ați venit să ascultați ce zice tarotela, asta e, asta spun. Că o fi adevărat, că va fi adevărat, rețineți oricum. Și când suntem în percepție, ne este teamă să ne ascultăm intuiția. Ne este teamă să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și de-aia apare aici Fecioara. Mai. De-aia apare sinele și vindecarea. Și vindecarea apare și la 8 de cupe, măi. Apare și la 8 de cupe. Aici e provocarea. Eliberați-vă, curățați-vă, da, de tradiții. De problemele, tradițiile astea ne înțelese în profunzime și intuitive, Marele Preot și Împărăteasă, da? Și Marea Preoteasă. Degeaba e legea dacă nu înțelegi și cu... Ea trebuie să fie întipărită și în suflet și în minte, nu musai în carte. Pentru cine o avea urechi de auzit, da? Vindecați-vă! Sau poate că cineva trebuie să se vindece. Repet, de câte ori pot. Vindecare, creștere spirituală și purificare și conectare cu divinitatea ca să începeți o nouă cărare, o nouă, uite, un nou zero, da? Să o luați de la zero cu cineva. Da? O nouă lume. O nouă lume. Pentru că cavalerul de cupe înseamnă mesaj, comunicare, iar emoțională, sentimentală, romantică. Clarificăm. 3 de bute. Poziția dorințelor, 3 de bute. E personajul acesta de la distanță, clar. 3 de bute. Ia uite, regele de monede. Este posibil, regele de monede și aici este regina de monede. Posibil să fie un alt semn de pământ sau cineva cu marcaj puternic în semn de pământ, suficient de puternic cât să vă simțiți ca un cuplu. Ca un cuplu mult mai potrivit decât oamenii cu care ați fost până acum. Pe de o parte. Pe de altă parte, deci așteptați ori un alt semn de pământ, ori un personaj matur, asumat, da? Matur, asumat, care vă vede valoarea, da? Că am zis, păstrați-vă valoarea, eventual creșteți-vă. Care vă vede valoarea, vede cât ați crescut, valetul și regina de monede, vă doriți stabilitate, evident, financiară, dar nu doar financiară. O profesie bună profesională, regele de monede și regina de monede profesional. Așteptați eventual o creștere sau cineva să vă pună într-o poziție profesională mai bună. Hai să vă discutăm și despre asta. În cazul în care aveți un șef toxic, un șef, o șefă sau un job toxic, poate că așteptați un manager să vă aprecieze sau o schimbare de job care să vă pună într-o poziție mai bună, să zicem și așa. Dar de când peste asta, este nevoia de stabilitate. Încercați să sperați că va fi, se va găsi cineva să vă înțeleagă. Pentru că unii dintre voi aveți în preajmă o energie toxică, aveți în preajmă un personaj toxic. Mai dăm o carte pentru ce vă doriți. Ce are acest rege de monede? General, regele de monede zodia Taurului. Ia uite, valetul de cupe, da. Vă doriți să aveți o comunicare sensibilă. Optimistă, valetul de cupe e mesaj optimist. Că va fi bine, mesaj de la acest personaj eventual. Valetul, cavalerul, da? Le vedeți aici. Le vedeți, măi? Hai. Trebuie să le vedeți. 7.
10 de bâte. Ia 7. Uite, n-a fost și aici? Nu, a fost 10. 7, 10 de bâte. Uite, 7 și 10. Aici este. Cineva încearcă să blocheze o dragoste. Ia uite. Nu. O dragoste. Clarificăm, te rog frumos, 7 de monede în viitor. Ce această așteptare? Această așteptare pentru dragile mele fecioare. Că la capitolul așteptare, fecioare cred că sunt cele mai înțelepte. Și aici ar trebui să învețe mulți oameni. Măi, așteptarea este activă, da? Nu stăm cu mâinile în sân, nu ne plângem ca anumite zodii, în special cele cu marcaj de apă. Nu ne facem griji ca zodiile de aer. Nu încercăm să blocăm sau să avem o atitudine de rezistență, cum fac în general zodiile de foc. Nu. Aici, la capitolul așteptare, fecioarele sunt cele mai faine pentru că lucrează în grădina lor, da? Lucrează și așteptarea devine productivă. E o așteptare. În viitor mai aveți un pic de așteptat. Poate până în iulie, rămâne de văzut. Eu m-am rugat ca să mi se trimită mesajele corecte. Sper. Ia uite, eremitul, da? Dați multe cărți. E vorba de voi, da? Și eremitul tace și studiază și. Iar sunt multe. Dar de ce sunt așa multe? Iar eliberare, 8 de cupe, eliberare, ia uite, 4 de spade, analiză. Aha. Pentru că cineva mai trebuie să mai curețe ceva energetic și mental. Să se rupă de o energie toxică, poate nu sunteți voi aici. Poate este personajul din spatele persoanei drage. Poate nu energia, poate voi sunteți singuri. Și această energie foarte toxică este soțul, soția lui, a ei, da? Vedeți pe unde sunteți. Clarificăm 7 de monede. Mă, aici alunecă. Ia uite, 5. Sunt niște conflicte. Ia uite, s-a oprit la balanță, la justiție. Niște chestiune care țin de contract, de divorț, de discuții, despre dreptate. Iar luptă, măi. Balanță, leu, fecioară. Ca să vă mai dau zodic, deși nu-mi place. Și totuși, da, cineva încearcă să blocheze această schimbare de energie. Pentru că lupta asta o văd ca pe un blocaj, parcă cineva ține de cineva. E o nouă lume care trebuie să se nască, să se manifeste în viața cuiva. Mai. Clarificăm 5 de spade în viitor. Ce să mă conflictele astea, mai cum am săturat? Bine, știu că peste tot apar și în viața mea și a voastră. Ce credeți că eu sunt scutită? Nu sunt nicio scutită de chestiuni de astea. Oho, nu le știți voi. Extraordinar. 5 de bâte. Conflicte mentale, luptă, concurență, de-aia trebuie să așteptați. În viața lor, a voastră, împărăteasa. Probabil cineva care este mamă, ia uite. Împărăteasa. Împărăteasa e zodia balanței sau a taurului, în mod special, dar poate fi oricine. Împărăteasa în spate este cineva care studiază, spionează niște secrete. Și totuși, cineva iar 8 de cupe trebuie să se elibereze. Trebuie să se elibereze, să facă curățarea emoțională, 8 de cupe și luna. Să se elibereze de frici, ca să poată manifesta abundență. În relația voastră, voi, ei, vedeți unde sunteți, dragii mei, da? Vedeți unde sunteți. Clarificăm, te rog frumos, regina de bâte, ca și rezultat final. Ce e această regina de bâte? Nu asta, e? Judecata, cineva vrea să se împace cu voi, regina de spade, poate este și un divorț, o discuție despre, o căsătorie, 10 de monede, cu voi, a voastră, a lor, a cuiva, cine este? Regina de monede, ia uite, regina de monede și regele de monede e aici, da? Regele și regina de monede, da? Dorința cuiva de a începe ceva nou, o nouă relație.
Și iar apare nou, care pentru mine înseamnă blocajul. Un blocaj. Dar. Ia. Am zis mult așa. Clarificăm regina de bâte. Ca și rezultat final. Regina de bâte. 8, da. Ia uite, extraordinar. Iar apare împăratul. Iar apare împăratul. 8, cineva care vrea să muncească ca să mențină controlul. Posibil pentru unii, că trebuie să dau, sunt obligată să dau și varianta, să fie cineva la locul de muncă. Da? Iar blocaje mentale. Are o programare mentală referitor la ceva. Ok, deci 8 de monede. Vrea să muncească să mențină controlul. Pentru că este 4, da? Apare împăratul de 2 ori, 4 și 4, își dorește controlul în casă sau într-o construcție. Casă poate să fie și jobul în care lucrați voi. Ce e acest împărat? Temperanța. Temperanța este de fapt cea care vindecă diavolul, împăratul. Acest personaj ar trebui să manifeste temperanță, să se concentreze pe vindecarea sa. Pentru că apare diavolul, dar după împărat. Și am zis, temperanța este cea care anihilează diavolul. Rugăciunea, curățenia, 8 de cupe tot a apărut, curățenia emoțională a cuiva. Repet, poate fi la locul de muncă, poate fi o relație a voastră, a lor, a lui X, a lui Y. Iar s-a oprit la împărat. Extra. Iar s-a și la îndrăgostiți. Moment de alegere. Da? Ce alegi? Controlul sau independența? 9 de monede. Mai dăm o carte pentru acest 8 de monede și regina de bâte. Mai dăm o carte. Știu că sunt lungi, le ascultați și voi. Eu am zis că e mai bine să clarific. Asta e. 8 de cupe. Asta e. 8 de cupe. Această energie trebuie curățată. Că ei ar trebui să se elibereze, că voi trebuie să vă eliberați 8 de cupe. Trebuie curățată emoțional. Trebuie transformată emoțional. Da. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Sper că v-ați găsit mesajele despre cine am vorbit. Unde sunteți voi, unde sunt ei. Și sper că ați găsit mesaje interesante pentru această lună mai. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Nici nu știu cum o să numesc această etalare. Voi vedea. Numai bine. Vă pup. Pa, pa!